ceea ce a spus colegul meu, într-adevăr, în proiectul la care l-am propus, noi am propus mai multe propuneri în cadrul Comisiei Juridice, lucru care vom face și în baza unor amendamente în cadrul Comisiei de Fond, unul dintre care s-a referit anume la acest aspect, că proiectele de decizii se examinează în condițiile articolului 22 din legea privind administrația publică locală, și în conformitate cu articolul 38 din legea privind actele normative ale Guvernului și alte autorități administrației publice, centrale și locale, proiectele de decizii cu caracter normativ se examinează numai dacă au fost supuse procedurilor prevăzute de legea privind transparența în procesul decizional și hotărârea Guvernului cu privire la acțiunile de implementare a legii privind transparența în procesul decizional, avizarea proiectului de decizie se confirmă prin aplicarea paragrafului pe versul fiecărui document. În ordine, este obligatoriu ca și juristul să semneze acest proiect. Indiferent cine înaintează, fie primăria, fie un consilier. Toți, de fapt, legislația este în vigoare și acum. Noi am considerat ca să facem neapărat referință la ea și în statut pentru a fi claritate pentru toți. Toate actele, toate proiectele de decizii cu caracter normativ trebuie să fie supuse rigorilor legii. Mulțumesc!